Programul România Reciclează își propune să crească gradul de informare și conștientizare al populației cu privire la necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a bateriilor uzate pentru un mediu sănătos. Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență numărul 5/2015, autoritățile locale au obligația de a asigura colectarea DEE-urilor provenite de la gospodăriile particulare prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare sau colectarea periodică cu operatori desemnați. Joi, 14 noiembrie 2019, între orele 9-15, locuitorii din Râmnicu Vâlcea vor putea preda echipamentele electrice și electronice vechi și acumulatorii portabili uzați la punctul fix de colectare amplasat în curtea fostului sediu al Liceului Tehnologic Olchim, Liceu Chimic, de pe strada Nicolae Băcescu, numărul 26. Pentru echipamentele voluminoase, mașini de spălat sau frigidere, locuitorii pot solicita telefonic la 031-827-0000 ridicarea de acasă. Toți cei care vor preda minim 10 kg deșeuri electrice la centru de colectare special amenajat vor fi premiați cu tichete cadou pornind de la 10 lei. În cadrul campaniei similare, derulate în Râmnicu Vâlcea în luna iulie acestui an, s-au colectat aproximativ 2 tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice, cei care le-au predat fiind premiați cu 301 tichete valorice, însumând peste 3.000 de lei.